Vești neplăcute pentru șoferii care practică în mod ilegal taximetria. Ei pot fi amendați cu până la 5.000 de lei, conform unui proiect de lege adoptat de guvern. În document se arată că persoanele fizice sau juridice care efectuează transport public cu un autoturism fără a avea autorizație de transport în regim de taxi pot fi amendate cu sume între 1.000 și 5.000 de lei. La Pașcani, zeci de șoferi practică taximetria ilegală sub ochii autorităților locale. Cei mai mulți dintre ei pot fi găsiți zilnic în fața pieței din Vale sau la ieșirea spre Moțca. Ei fac curse regulate spre comunele din împrejurimi. Proiectul a fost adoptat marți și a fost transmis spre aprobare Parlamentului pentru completarea legii numărul 38/2003 privind transportul în regim de taxi.